Una vreau să o bag în numărul meu de magie, într-un număr de magie. Poezie? Da, asta nu mă, n-aveam în plan să o zic. Păi și acum te prind eu, zic, bă, cine mă să uită la poezie la tine când tu ascunzi o rață și scoți păi un șarpe? La final, după ce ai râs. Așa? După ce ai râs, o bag pe asta. O să fac... Dar nu ne-o da gravă. Nu, o să fac cu niște bile de sticlă. Înțelegi? Dar asta vreau să fac peste 10, 20 de ani, 30 de ani. Păi ca ce, să simt, să mai simt. Apuci? A? Mai apuci? Da, cu apuc. Bun, dacă deci nu. Faci bile de sticlă. Și vreau să caut un număr de magie, încă nu l-am găsit, cu bile de sticlă. Pentru că monologul ăsta este despre bile de sticlă. Alu, cui monolog? Jean Martin a scris-o. N-am avut ocazia. Jeanne Martin. E, și începe. Atunci când mama afla că zilele erau numărate, m-a rugat să-i cumpăr niște bile de sticlă. Tata și cu mine nici măcar nu știam că e bolnavă, deși suferea de multă vreme. M-a rugat să-i cumpăr bilele de sticlă și le-a pus într-un vas pe noptieră. Și fiecare seară auzeam cât o bilă rostogolindu-se pe podea. Odată am intrat în camera ei și am întrebat-o ce face. Și a zis că învață să dea drumul zilelor. Băi, ești nebun. Rând pe rând. Și bine, și la masă ne ziceam multe, că ea nu mai sugera idei celor ce se lasă ușor influențați. Și într-o seară am auzit multe bile rostogolindu-se pe podea. Am intrat în camera ei și se stinsese, murise. Am găsit asta în mâna ei. O țin de atunci pentru că face ca ziua să fie mai lungă. Mama mea, mă omoară asta. Păi cine a început? Mamă.